Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem aici la Dale Dimineții. Nu e, să știți că nu e foarte frig afară, a fost cred că în cursul nopții, dar acum parcă timpul s-a mai muiat. Nu a fost așa, n-am zgribulit când am ieșit din bloc. Așa că pentru cei care vă treziți mai târziu ori așa și vă pregătiți să plecați la serviciu, nu pregătiți prea multe plovere, că timpul e fain. Așa, pentru o lună ianuarie nu e foarte frig afară. N-a ajuns zăpada încă la noi la Deva, s-a oprit la Straja, deci dorința mea a fost îndeplinită și iubitorii de sporturilor de iarnă nu mă urăsc foarte tare, pentru că doar stațiunile au zăpadă, iar noi în orașe, în interiorul județului, nu avem probleme. Probabil și facturile la gaz încă sunt micuțe. Dragii mei, o altă zi binecuvântată de la Dumnezeu, începem o nouă zi, zâmbim, sper eu, sper să zâmbiți și dumneavoastră, pentru că fiecare zi care începem cu un zâmbet, așa cum eu postez pe Facebook, fiecare zi pe care începem cu un zâmbet, cu siguranță va fi o zi frumoasă. Dacă ne trezim taciturni, nu o să fie ziua frumoasă. Putem să găsim în sufletul nostru puterea să zâmbim și să ne facem ziua frumoasă nouă, dar și celor din jurul nostru. Eu rămân ancorată în a iubi oamenii și a încerca să descopăr pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, ăsta este scopul acestor emisiuni, așa matinale, de ce oamenii fac alegeri în viață. De ce aleg o altfel de viață? De ce aleg să fie un exemplu pentru societate? De ce aleg să dea tribut comunității din care provin, când pot să aibă o viață liniștită, să spunem așa? Și de ce nu au voie să greșească? Pentru că astfel de oameni nu au voie să greșească, pentru că noi, societatea, îi judecăm înainte să vrem să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Despre un astfel de om care a ales o schimbare radicală în viață la un moment dat, o să vorbim și în această dimineață. Și nu vorbesc eu, l-am rugat să vină alături de mine aici, la Dale Dimineții, pe domnul Radu Budaie. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Eu vă mulțumesc că ați găsit puterea să vă treziți așa de dimineață și să veniți la o emisiune matinală, pentru că nu e chiar confortabil. Aici o să vă contrazic. Pentru mine este confortabil, indiferent că vin la o emisiune matinală sau e o zi normală. La mine ora 6 este maxim ora de trezire, așa că n-a fost un efort special, să spun așa, din punctul ăsta de vedere. Pe domnul Radu Budaie îl cunoaștem foarte mulți dintre noi, l-am văzut în foarte multe emisiuni la televizor, e o persoană publică, în acest moment este managerul Spitalului Municipal Simeon Alexandrescu din Hunedoara, dragii mei, de acolo, de acasă, de la Hunedoara, și face parte dintr-o echipă, echipa domnului primar Dan Bobouțanu, care au reușit să miște lucrurile cu aceeași legislație, cu aceleași probleme, dar cu toții vedem, că se vede cu ochiul liber, că acolo la Hunedoara lucrurile s-au schimbat și se mișcă și sunt într-o continuă schimbare. Dar astăzi nu vreau să vorbim prea mult despre spital, deși sunt convinsă că tot la spital vom ajunge, pentru că domnul Radu Budaie e mereu implicat în viața, nu știu, stați așa, tipic mie. Nu v-am auzit niciodată, sunt obosit. Noi ne tot întâlnim la tot felul de evenimente dedicate societății. Vă întâlnesc la tot felul de, la spectacolele organizate de, la o piesă de primărie, la o piesă de teatru, la galeriile de artă. Dumneavoastră niciodată nu v-am auzit, nu am timp sau sunt obosit.
nu putem să fim obosiți sau nu pot să fii obosiți într-o funcție ca a noastră, ca a mea, ca a noastră. În momentul în care obosești, pui pixul jos și lași pe altcineva. N-ai voie. Șocat. Ați zis că atunci când obosești, lași pix? Pui pixul jos și lași pe altcineva care nu e obosit și vine și continuă. Asta n-am mai întâlnit. Nu știu dacă dumneavoastră ați mai auzit un alt om implicat în societate. Cum să faci așa? Construiți o carieră. Ați construit o carieră totuși și puteți să renunțați atât de ușor în momentul în care simțiți că nu mai puteți? Ba de renunță ușor. În momentul în care simți că nu mai poți, cred că așa e corect pentru toată lumea. Pentru tine, pentru ceilalți, pentru comunitate. Nu cred că e drept în momentul în care simți că nu mai poți să continui acolo. Și da, în momentul în care obosești, cred că e corect să renunți. Să renunți, să faci un pas în lateral, că este o expresie la modă. Să cauți o altă provocare în viață. Știți că în teoria resurselor umane și ne spuneau la un moment dat în compania multinațională de unde am lucrat 18 ani înainte să vin în spitalul municipal, există o teorie în resursele umane în care spune că un om dă randament într-o poziție executivă, 7 ani. După 7 ani, deja începe să intervină rutina, să intervină oboseala și este indicat să schimbi. Și apropo, eu mai am câteva zile și fac 7 ani în spitalul municipal. Dar nu veți pleca. Nu am spus asta. Sperăm. Nu am spus asta. Doamne ferește, nu le dăm vreo idee cuiva. Am spus la începutul emisiunii că la un moment dat ați făcut o schimbare radicală în viață. De la asigurări ați hotărât să mergeți la spitalul municipal Deva. Acum, Hunedoara. Hunedoara. Acasă la Hunedoara. Mie îmi place sloganul. Este așa un patriotism local pe care cred că îl simțiți la noi toți din echipa de la Hunedoara. Acum la dumneavoastră un pic mai mult și trebuie să dau din casă pentru că e hunedorean față de restul, parte din echipa domnului primar, dumneavoastră chiar sunteți hunedorean. Toți suntem hunedoreni. Cu sufletul, da. Până și eu regret că nu m-am mutat la Hunedoara când m-am întors în țară. Să știți că mai știu oameni care astăzi, facem o paranteză, regretă că n-au făcut o investiție imobiliară la Hunedoara, pentru că astăzi, din păcate, lucrurile se văd. Au de ce să regrete. Cunosc o familie de prieteni, amici, care s-au relocat în Timișoara acum ceva vreme și vreau să se întoarcă. Și spuneau că prețul apartamentului în Hunedoara, n-am studiat, că nu m-a interesat. Dar îmi spuneau că au crescut undeva cu 50% față de acum 3 ani. Ca urmare a investițiilor în oraș, pietonală, zone prietenoase, piste de biciclete, castel, multe. Lucrurile se... Și noi, în cadrul emisiunilor, nu doar la Dale Dimineții și la colega mea Petronela Tămaș, parcă e așa foarte ușor să faci emisiuni cu oameni care vin din locuri unde lucrurile s-au schimbat. Cu aceeași legislație, eu spun mereu, toți se plâng, am întâlnit primari, legislație stufoasă, sistemul de sănătate are tot felul de lacune, ok, dar cum reușiți să le depășiți, asta vom discuta probabil în altă emisiune, pentru că nu vreau să-l duc în zona spitalului, pentru că e o zonă de confort. Vreau să-l cunoaștem pe Radu Budaie altfel decât acolo la spital. Seriozitatea, felul și am spus-o, nu aveți voie să greșiți. Oamenii care sunteți astăzi în pozițiile în care sunteți, nu aveți voie să greșiți pentru că societatea vă judecă înainte a să afla dacă suntem vinovați sau nu. Greșesc cu ceva? Este perfectă dreptate. O carieră poate fi distrusă dintr-o singură postare sau dintr-o frustrare ajunsă în online. Ceea ce nu mi se pare corect, pentru că presupun că și dumneavoastră aveți o viață personală, aveți o familie. Evident, și pe de altă parte, într-un fel e de înțeles, fiind persoane, mă rog, la
ca și manager de spital, poate nu atât de expus ca și alte funcții publice, dar și ca manager de spital, fiind o funcție publică destul de importantă într-o comunitate, cum este cea hunedoreană, cu un spital mare, cu foarte mulți angajați, e cumva viața ta este sub lupă. Și, într-un fel, poate normal să fie așa. Ceea ce nu înțeleg și nu o să înțeleg vreodată sunt exacerbările. Și exact ce spuneați dumneavoastră, judecățile înainte de a vedea cu adevărat ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă, sau asculta și părerea celui implicat. M-a ferit Dumnezeu până acum de lucruri majore, dar da, viața noastră, celor care suntem implicați în viața publică, este sub lupă continuă. O să-l contrazic puțin, zice că nu e foarte important spitalul din Hunedoara. Din păcate, adică că funcția nu e atât de importantă, dar stați să vă spun, atunci în momentele foarte grele, pe care cu toții parcă vrem să le uităm, mi-aduc eu bine aminte, la Hunedoara ați fost primii în pandemie, care încă nu începuse nebunia și parcă deja vă pregăteați, dacă eu bine mi-aduc aminte, parcă la Hunedoara a fost primul spital de campanie, prima secție de primire pentru cei care greșesc? Nu. Din județ, mă refer. Nu, toate spitalele, cred că primul caz de COVID, cred că a fost la Deva, care a venit în urgență. Nu, toate spitalele au fost la momentul respectiv, au intrat în acea luptă. Că e o luptă până la urmă, indiferent ce am spune acum, privind cu mintea de acum și cu informațiile de acum, atunci a fost o luptă care nimeni nu știa. A fost teamă, a fost nu știu cum să spun, a fost niște sentimente pe care acum mulți le neagă sau le duc în derizoriu. Vă spun eu că am fost cetățean și am trăit-o pe pielea mea și știu că am făcut 11.000 de știri și reportaje cu oamenii. Ne rugam la Dumnezeu să fie loc la spital la Hunedoara. Vă spun eu și știu și nu vorbesc prostii. Cu toții ne doream să ajungem la spital la Hunedoara în cazul în care, Doamne ferește, ni se întâmpla ceva. Ceea ce facem și în zi de astăzi, pentru că fără nicio supărare, foarte mulți dintre noi alegem să venim la spital la Hunedoara. Dintr-un motiv sau altul. Da. Încă, sunteți modest. Încă îmi trezește perioada aceea amintiri neplăcute, încă îmi creează emoție, fiindcă am pierdut prieteni acolo. Da, știm. Trecem mai departe și mergem așa. De ce a ales un hunedorian să dea tribut comunității din care provine? V-ați născut în Hunedoara, ați făcut o parte din școală în Hunedoara, dacă nu greșesc. Liceu, da. Așa. Liceu Iancu de Hunedoara. Iată. Nimic nu e întâmplător în viață. În Hunedoara și îmi place, recunosc că îmi place foarte mult. Totul se învârte și foarte bine se întâmple așa. Să se învârte în jurul familiei și numerei de Hunedoara sau familiei Corvin. Că este liceul Iancu de Hunedoara, că este echipa de fotbal Corvinu, că este povestea drumul Corvinilor, este un brand local în care, da, se investește mult suflet. În primul rând din partea primarului și după aceea din partea echipei și cred că din partea tuturor hunedoreanilor e așa o mândrie locală. E într-adevăr o mândrie locală. Ați terminat liceul în ce an? În 1994, da, între 1990 și 1994 am parcurs liceul Iancu de Hunedoara, secția Real, cu ținta clară de a mă face avocat, de a urma dreptul. Wow, de și în ultimul an de liceu, cred că și acum tatăl meu, care este profesor de matematică, are traume vis-a-vis de subiectul ăsta. În ultimul an de liceu, mi-a spus tatălui meu, era prin martie, examenele erau în septembrie, eu nu mai vreau să fac drept, vreau să fac științe economice ASE. La momentul ăla era o concurență fantastică la ASE, la finanțe, bănci, la Universitatea Babeș-Bolyai, unde am intrat ulterior.
A fost o concurență în anul acela de 11 pe loc, deci era o concurență foarte, foarte mare. I-am spus tatălui meu prin martie, a crezut că n-aude bine, ce nu se poate. Tu n-ai învățat matematică, n-ai făcut matematică 3 ani jumătate, n-ai cum să recuperezi. După vreo 2 zile a venit și mi-a spus, se dădea examen din matematică și din geografie. Și tata aș făcuse și îi datorez până la urmă reușita. Și făcuse o strategie, l-am lăsat vreo 2 zile și am venit la mine, ce uite, îți spun cum ai o șansă, că altfel n-ai nicio șansă. Înveți, se dădea examen din matematică sau, și după aceea era opțional între geografie și economie. Și îmi spune, în matematică n-ai cum să recuperezi, decât la un nivel minimal. Dar înveți la perfecție una dintre celelalte două și ai o șansă. Și așa a fost. Am la cea mai mare notă din 1100 de candidați, am intrat 100 în anul acela, în 1994, în toamnă. Am intrat la științe economice la Cluj și dintre cei 100 am intrat pe la locul 70 și ceva și îmi spuneau profesorii la început de an, veneau și se uitau fiecare care intra cu cea mai mare notă, cum, și îmi spuneau, tu ești omul extremelor. Ai avut cea mai mică notă la admitere la matematică, 6,80, și ai avut cea mai mare la geografie, 9,98. Și atunci, cumva, într-o medie care m-a dus într-o zonă acceptabilă. Dar a fost strategia tatălui meu la momentul respectiv. Asta înseamnă să ai un profesor în familie care să te învețe cum să găsești calea spre... Nu vă mai povestesc. Da, am avut noroc, fiind profesor de matematică, am avut noroc. Din momentul care am spus că vreau să dau la ASE, am fost 6 luni într-un cantonament continuu. Da, îmi imaginez ce însemna acel cantonament. Câți ani ați făcut la Cluj? 4 ani. Că era facultatea de 4 ani. 4 ani, așa. 1994-1998. Finanțe bănci, specializare ulterioară în asigurări cu diplomă de licență în asigurări la momentul respectiv în 1998. Și acolo a fost o alegere așa, ulterior, terminând facultatea, iarăși a fost așa în viață și îmi dau seama că sunt lucruri foarte fine care îți marchează destinul. Am terminat facultatea și în momentul respectiv era una dintre cele mai mari companii de asigurări, care și avea sediu central în Cluj, Ardaf, dacă vă amintiți. M-am dus la un interviu, luasem interviu și prin februarie trebuia să mă prezint la post. Și am venit acasă la Hunedoara, în vacanța de iarnă, după ce am terminat facultatea și iarăși destinul și mâna tatălui meu, era un ziar la momentul respectiv. De asta vă spun, sunt foarte fine lucrurile care pot să-ți influențeze destinul. Vine tatăl meu într-o zi și era Cuvântul Liber, dacă vă amintiți. Și era un anunț în Cuvântul Liber. Scursala județeană Asirom angajează inspector de asigurare. Ce dacă vrei, tata știa că deja trebuia să mă duc la Cluj. Cumva, ulterior, cred că a fost o chestie, cred că și-a dorit-o cumva în subconștient să nu plec. Dar nu mi-a spus. Ce dacă vrei să încerci, cum vrei, am lăsat ziarul pe masă. Și am zis, hai să mă duc. Tocmai terminasem facultatea, dădusem licența din asigurări și m-am dus la examen. E adevărat, materie proaspătă, atunci învățată, m-am dus fără să mai citesc nimic și erau 17, cred că pe loc, la acel interviu și am luat postul. Și atunci a trebuit să mă decid și am rămas la Hunedoara. Deci a fost așa o chestie, nu știu cum, o simt și acum a luat timp, a fost așa o adiere. Știu, da, adierea aia sufletească, aș putea eu să spun, pentru că exact asta a fost întrebarea, 94-98, să vii din Cluj cu un post asigurat, să alegi Hunedoara, care au fost ani nu foarte buni. În 98, Hunedoara nu era într-o Hunedoara expansiune. Era, Hunedoara era în declin în momentul respectiv. Exact. Atunci se făceau concedieri, țin minte... erau concedierile masive de la unitățile miniere din zonă, de la Teliuc, de la Ghelar, chiar și din combinat. Era un exit puternic din toate companiile de stat la momentul respectiv. Eu urmărind pașii, pentru că toate aceste date le găsiți, dragii mei, în Google, eu am avut un șoc citind, pregătindu-mi emisiunea.
un om care alege din Cluj să vină la Hunedoara acasă, care era sentimentul? Asta a fost întrebarea, ce simte un om să vină acasă într-o comunitate care se dezintegra la momentul respectiv? Cum era, nu puteai să-ți faci planuri de viitor în momentul ăla? Nici noi în județul Alba nu ne puteam face planuri de viitor. Nu, la momentul respectiv nu e mult spus planuri de viitor. Cred că a fost determinant în alegerea mea faptul că să vin totuși să fiu aproape de părinții mei, nu mai am alți frați și cumva a fost, cred că, o alegere emoțională la momentul respectiv, între cele două. Știam că își doresc să mă întorc, nu mi-au spus niciodată explicit, probabil cunoscându-mă și știau că dacă îmi spun, efectul este exact invers. Lucru pe care și eu l-am trăit după ani cu fiica mea, mă rog, asta e o altă poveste. Ajungem și la ea. Și asta a fost rațiunea la momentul respectiv, între cele două. Da, interesantă decizie. Tot o astfel de decizie ia domnul Radu Budaie cu câțiva ani mai târziu. Pentru că ați lucrat în compania de asigurări. Am lucrat într-o multinațională, în Asirom, Vienna Insurance Group. După 6 luni la Hunedoara, pe post de inspector, directorul meu de la vremea respectivă, de la sucursala județeană, mi-a zis, băi, ok, tu ai școală de asigurări, așa, m-a pus șef la reprezentanța Hunedoara și după încă câțiva ani, în 2007, am ajuns să conduc sucursala județeană și încă 2 județe din jur, la această multinațională. Mult am învățat acolo în cultura de instituție multinațională, din punct de vedere organizatoric, din punct de vedere al relației cu cei cu care interacționez, că erau parteneri, că erau clienți, că erau și de pe vremea respectivă chiar mult și mi-amintesc cu drag foarte multe traininguri, fiind o companie cu acționariat și încă este, din câte știu, vienez. Trainingurile se făceau la Viena și cultura austriacă din toate punctele de vedere, să știți că își pune amprente. Și o să dezvăluim, mulțumim Rosi, aici pasiunea și dragostea pentru Viena, pentru că noi avem fotografii de la Viena, rămâne și eu iubesc Viena. Da, este, da, Musikverein este clădirea în care ce este acum pe ecran, este clădirea în care se desfășoară concert de anul nou. Și nu doar concert de anul nou, același concert se desfășoară aproape în fiecare weekend din an, doar că cel de anul nou este foarte, foarte mediatizat și unde biletele sunt pe o listă de așteptare de 7 ani. Foarte, foarte frumoasă. Aici este Rathausplatz, bine spun, este parcul din fața primăriei, unde iarna este celebrul târg de Crăciun. Unul din ele, că sunt vreo 7. Da, unul din ele. Le iubim. Turiștii și românii, deja a devenit târgurile de Crăciun. Da, aici este Schönbrunn, în spate, cumva, în spatele camerei Schönbrunn, acolo sus, pe deal, în fundal, este pavilionul de vânătoare al regelui Franz Josef, în momentul de Gloriet se numește, și în momentul de față funcționează cea mai bună cofetărie din Europa, cred, cu toate că noi diabetici nu prea avem voie, dar e cea mai bună cofetărie, cred, e foarte, foarte căutată. Da, este fostul pavilion de vânătoare al împăratului. Nu vizitează nimeni Schönbrunnul fără să mănânce acolo la Gloriet, da. Da, la ultima vizită, eu l-am văzut de vreo 7 ori, nu mă satur, îl iubesc. Exact așa pățesc și eu, de câte ori trec prin Viena, nu, indiferent că l-am văzut de 10, de 15 ori, întotdeauna mă duc dacă pot și timpul nu este foarte scurt, mă duc să văd Schönbrunn, întotdeauna descoper ceva și... Nu. Ceva ce nou, știm, da? Da, mereu și am ulterior, da, aici este chiar unde vă spuneam, pe pavilionul de vânătoare și jos se vede Viena și Palatul Imperial Schönbrunn. Nu mergem mai departe de perioada asigurărilor, pentru că câți ani a stat în acest 18 domeniu? Ani. 18 ani. Pe toate pozițiile posibile, într-o companie, într-o sucursală județeană, mă rog, și regională la un moment dat.
Dragii mei, dacă aveți întrebări, puteți să le întrebați. Eu sunt foarte convinsă că la cum îl cunosc, găsește soluția, chiar dacă nu... Nu mai știu, s-a schimbat legislația foarte mult, mai sunt prieteni care mă întreabă și nu vreau să greșesc. În 7 ani de zile de când am plecat, nu mai știu, s-a schimbat legea, s-a schimbat multe și decât să dau un sfat prost, mai bine mă abțin și las profesioniștii să-l dea. Nu, chiar nu mai știu. Ați auzit? Îl salutăm pe Sergiu Stănescu, o salutăm pe Dana Glavu, îl salutăm pe domnul Adrian Mureșan de la Hunedoara, de la Hațegana. Seara a fost un spectacol superb la Casa de Cultură organizat. Din păcate am intrat în sală și am stat fix un minut. Am primit un telefon, erau ceva probleme organizatorice în unitatea de primire urgențe, foarte mulți pacienți trebuia transferați la infecțioase și m-am dus să ne organizăm puțin. Deci n-am reușit să stau decât un minut în sală și am fugit în urgență. Da, noi am vorbit la telefon, aseară încă era la spital domnul Radu Budaie, ceea ce v-am spus, niciodată nu l-am auzit și chiar ne-am întâlnit de foarte multe ori din 2017 încoace, de când eu lucrez în presă. Niciodată nu l-am auzit, că nu se poate, nu cred că cunoaște aceste cuvinte, nu se poate, sunt obosit sau asta nu putem face. Mereu spune-le să, cam asta, un puțin timp să găsim o soluție. Și face ce face și găsește soluția, pentru că toate astea, dragii mei, le descoperiți dacă urmăriți emisiunile despre spital. Pentru că sunt foarte multe și le găsiți pe YouTube. Eu am dat o căutare și chiar mi-am adus aminte despre emisiuni mai vechi, drumuri pe care eu le-am făcut la spital când eu am venit imediat în presă și am rămas surprinsă, nu ne cunoșteam în acele vremuri. Mergem așa. În 2017 ați venit la spital, dar eu cred că schimbarea s-a produs în 2016. Greșesc? Nu greșiți deloc. În fiecare etapă a vieții mele și a alegerilor mele a fost câte un om determinat sau care a determinat. Nu este un secret, schimbarea din 2017 a mea profesională vine ca urmare a anului 2016 în care Dan Bobouțanu, primarul nostru, a câștigat alegerile. Și da, eu am spus de atunci, spun și acum, am mare încredere în acest om. Am venit să fac echipă cu el și da, în momentul 2017, persoana care a determinat schimbarea mea a fost Dan Bobouțanu, 100%. Bineînțeles, schimbarea cu toate grijile, cu toate gândurile la momentul respectiv. Veneam dintr-un domeniu economic, financiar, în sănătate. Să știți că nu am fost confortabil. A trebuit să învăț de la zero totul. Totul. Primii ani au fost destul de grei, 2017-2018. În 2017 am venit în martie în spital și în august sau în septembrie am venit acreditarea spitalului. Mă gândeam la momentul respectiv, aveam o singură temere, sau una dintre ele era ce o să fac dacă nu o să acreditez spitalul. La momentul respectiv circula așa un zvon că spitalele neacreditate nu o să mai poate intra în relație contractuală cu casa. Lucru care nu s-a întâmplat ulterior, fiindcă nu s-a putut lua o decizie, era o decizie cu impact major și nu s-a luat. Nu era cazul spitalului Hunedoara care a trecut de acreditare. Dar mă gândeam, chideam ochii și mă gândeam, a venit într-un domeniu nou, simțeam responsabilitatea publică de data asta și doar la asta mă gândeam. Ce se întâmplă dacă nu reușesc să acreditez spitalul? Asta a fost primul impact cumva. Și după aceea, încet, încet, lucrurile au intrat într-o normalitate și a fost tot mai bine an de an. Mereu mi-am dorit de la oamenii care, precum dumneavoastră, să aflu care a fost primul proiect de suflet, să spunem așa. Fiecare om care deschide o ușă a instituțiilor, pentru că noi uităm mereu că acele instituții înăuntru sunt oameni, fără oameni nu facem nimic. Care a fost primul proiect de suflet? Acreditarea aia am înțeles, da. Acolo a fost o temere cumva. Primul proiect de suflet este și de suflet, dar a fost și o promisiune îndeplinită. A fost redeschiderea stației de dializă de la Hunedoara
în primele luni când m-am dus. A fost și o propunere, o promisiune din 2016. Unedorenii făceau naveta la centre de dializă. Toată lumea spunea în momentul respectiv, se închisese dializa noastră, cred că în 2009, dacă mi-amintesc bine, sau în 2007, nu mai știu. Oricum, foarte mulți ani în care nu mai exista dializă la Hunedoara, pacienții veneau la Deva, la Spitalul Deva sau la centru privat din Deva și pe lângă boala de care suferă, se suprapunea disconfortul unui transport. Până la Deva, de la Deva, după dializă, nu era simplu. Și oamenii spuneau, vrem dializă la noi acasă. A fost primul proiect. În câteva luni am reușit să-l punem pe picioare. Mulți îmi spuneau, nu o să reușești, s-a închis. N-a? Ba da, o să reușim. Și am reușit. În câteva luni. Puteați alege orice altă instituție? Nu aș fi plecat din compania mea, dacă nu era provocarea asta. N-aș fi plecat niciodată. Răspunsuri foarte scurte și foarte la subiect. Deci n-ați fi schimbat nimic? Niciodată. Nici nu vă doriți să schimbați ceva în trecutul dumneavoastră? Nu, trecutul, până la urmă, sau viața unui om, cred, e suma alegerilor, cum se spune. Nu, probabil, gândind cu mintea de acum, cum se spune, și da, vă și spun ce a schimbat în trecutul meu. N-aș mai face științe economice, aș face medicină și aș face chirurgie. Asta nu cred că am spus-o niciodată până acum. Nu pot să cred. O schimbare radicală. Bine, dar acum pe baza la ce ne-ați povestit, dacă ați fi făcut chirurgie, probabil acum vă cunosc, erați un chirurg foarte meticulos, dar societatea n-ar fi beneficiat de atâtea. Pentru că un chirurg nu poate să... Poate. Poate? Sigur că poate. Ca să conducă un spital, trebuie să fie așa, medic, economist sau jurist. Deci poate. Și un medic poate să conducă, chiar și chirurg. Băi, v-am spus că nu cunoaște cuvântul nu pot. Eu, de când îl cunosc, din 2017, eu nu l-am auzit pe domnul director să spună vreodată nu se poate sau nu pot. Încă mai încercăm, că mai avem câte 20 de minute și vedem, poate reușim să scoatem cuvântul nu pot, deși nu cred. Care 2023 a fost un an greu, pentru, nu atât de greu ca și pandemia, dar a fost un an cu diferite provocări, să spunem așa. O să vă corectez puțin, da, a fost greu, nu a fost cel mai greu. Dacă mă întrebați pe mine, vă spuneam, mai sunt câteva zile și se împlinesc 7 ani de când am ajuns în spitalul municipal, cel mai greu an a fost 2020. Din punctul meu de vedere, cel mai greu, și mai ales începutul anului 2020, cu începutul pandemiei până prin vară, a fost cel mai greu. Să știți că și 2023 a fost greu, și 2022 a fost greu. Fiecare cu dificultățile lui, dar nu știu cum să mă exprim ca să fiu înțeles bine. După perioada pandemiei, cu dramele de atunci, cu tot ce s-a întâmplat în pandemie, dificultățile și provocările ulterioare de multe ori par glume. Da, un adevăr care nu, sau ne ferim să-l spunem, încercăm să uităm parcă acea perioadă. Și dramele care s-au întâmplat atunci, amintiți-vă, nu vreau să ducem discuția într-o zonă tristă, dar amintiți-vă doar de cei dragi pe care i-am pierdut, prieteni și colegi pe care și eu i-am pierdut în spitalul meu și știu că am făcut tot ce am putut. Amintiți-vă de cei dragi care erau înmormântați în saci și de altele. Ar trebui să nu uităm, pentru că poate nu mai repetăm aceleași greșeli, poate am luat o altă atitudine. Cu certitudine. Și vă spuneam de la început, dacă stăm să judecăm acum, cu mintea de acum și cu informațiile de acum, nu s-ar mai face la nivel, nu la nivelul României ca stat, la nivel european și mondial, poate nu ar mai fi aplicate aceleași tratamente și pentru bolnavii COVID, poate nu s-ar mai aplica aceleași măsuri, dacă gândim acum cu atât, probabil exagerate, a aduce un pacient cu izoleta, a înmormânta pe cei dragi în saci de plastic, fără a-i putea îmbrăca. Au fost exagerări, dacă mă întrebați acum și dacă discutăm cu informații de acum și cu mintea de acum.
dar atunci e greu. E total nedrept să judeci o perioadă cu informațiile pe care le ai după 3 ani. Nu e corect. Așa a fost atunci. Și nu doar în România. Așa a fost. Amintiți-vă că în Italia se stătea la cozi în fața unităților de primire urgențe în mașini, cu tuburi de oxigen în mașini, cozi de mașini. Totuși, statul român și România la momentul respectiv, cu toate minusurile noastre, eu sunt convins, văzând și alte realități europene, ale unor state mult mai bine cotate, mult mai bine finanțate pentru sistemul de sănătate, eu cred că ne-am făcut față la nivelul nostru mai bine ca alte state mult înaintea noastră. Eu așa cred și așa simt, cu toate greșelile noastre și greșelile noastre. Privind lucrurile și privind imaginile și aducându-ne aminte cu ce am fost intoxicați, eu în continuare spun, a fost deciziile acelor oameni, n-am condamnat niciodată pe nimeni, nici măcar cu vorba, deciziile luate în acea vreme. Am fost destul de pioasă, să spunem, și am respectat anumite reguli, pe unele le-ai mai încălcat, că așa era. Eu aici am, și aveam o nuanță vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră. Eu nu le-a spune intoxicări, eu le-a spune informații la momentul respectiv. Nu semnau că sunt corecte. Ulterior s-a validat că unele erau exagerate sau unele chiar incorrecte. Aici vreau să ajung. Dar atât se știa despre virus la nivel mondial la momentul respectiv. E cumva... Eu nu o văd ca o conspirație, sincer. Eu văd ca o informație insuficient. Adică a venit virusul COVID și ne-a prins nepregătiți pe toți. Pe toți însemnând pe toți. Toată lumea. Ne-am speriat. Eu nu vreau să spun că am fost intoxicați cu date care nu erau reale. Acei oameni chiar existau și chiar sufereau. Eu am văzut live-uri făcute de oameni. Am prieteni care în Spania erau disperați. Au trăit clipe de coșmar. Niciodată nu se poate să povestească finii mei prin ce au trecut în acea perioadă la Madrid. Adică a fost o realitate. Nu asta vreau să spun. A fost o duritate. Noi nu am știut și noi, cetățenii, nu am fost, exact ce spuneați dumneavoastră, am fost prinși nepregătiți mental. N-am știut să discernem informația. Poate a fost și o duritate, dar să știți că era pornită din teamă. Teamă de necunoaștere și de necunoscut. Un mesaj foarte frumos, un om, un specialist, vrednic este, corect, așa e, dar vrem să povestim nu cât e de specialist, v-am spus că facem ce facem și ajungem la spital, vreau să trecem dincolo de viața de la spital, pentru că, dragii mei, are niște pasiuni. E un iubitor de animale, dar înainte de asta, mulțumesc, Rosi. Da, este unul dintre cei doi Saint Bernardi ai mei. Ia uitați-vă aici! El este Boris, este un Saint Bernard de 7 ani și este unul dintre cei doi. Eu cred. Și ea este Only, este Saint Bernard, este femelă și are 2 ani, ea este răsfățată a familiei. Poza e făcută în curte la părinții mei, lângă Hunedoara. Și mi-amintesc când am făcut poza respectivă, mama avea câteva găini prin curte. Le avea. Dar ea fiind răsfățată a familiei, nu a fost certată. Poate ușor certată, dar atât. Ușor certată. Sunt o rasă de câini deosebiți. Sunt o rasă de câini speciali, foarte exact. Blânzi. Da. Dar în același timp foarte impunător prin talie. Nu are curaj și văd, nu are curaj multă lume să intre în curte și ei de fapt sunt foarte blânzi, dar impresionează prin talie și prin foarte multă lume se sperie doar când îi vede. De ce Saint Bernard? De ce nu altă rasă de câine? Nu știu, așa a fost alegerea inițială, nu pot să vă spun de ce. Pur și simplu Saint Bernard și știu că doar asta a fost singura opțiune în cazul ăsta. Sunt atât de dulci, dragii mei, eu am fost cucerită de ei. Sunt acele animale pe care le vedem în foarte multe filme și m-a dus cu gândul la salvarea oamenilor.
parcă vine în completare la alegerea pe care ați făcut-o. Celebre imagini din Alpi, în care Saint Bernardul este cu butoiaș, pe care are și crucea roșie. Nu o să uităm niciodată anumite lucruri. Să fii iubitor de câini și de animale până la urmă. Și facem o paranteză foarte scurtă, nu avem nicio dovadă. Vreau să întreb, vreți să vă faceți vânător? E o informație pe care foarte puțină lume o știe. Dar da, cochetez cu ideea, dar nu neapărat pentru vânătoare în sine. Am foarte mulți prieteni vânători care spun haide cu noi, noi mai facem întâlniri, nu mă văd omorând animale. Bine, vânătoarea nu înseamnă neapărat doar animale omorâte. Să fim serioși, acum, să nu exagerăm. Până la urmă, eu văd partea frumoasă a vânătorii, adică ieșiri, aer liber. Exact, odată socializările, felul cum gătesc vânătorii, acele chefuri și acele melodii dedicate acestor oameni. Cam acolo băteam, n-am vrut să o spun explicit. O spun eu, că eu mai fac. Dar până la urmă, vânătoarea, nu, iubitorii de animale zic, da, că omor... Stați să ne înțelegem. Vânătoarea are scopul ei. Dacă nu vânăm atât cât e nevoie, dragii mei, mistreții ne distrug casele. Dacă nu vânăm atât cât e nevoie, câmpurile, oamenii, lupii se apropie. Animalele sălbatice au un număr. La un moment dat, rolul acestor vânători, că noi zicem, ai o pasiune în a omorâ animale. Exagerăm, cădem dintr-o extremă în alta, așa cum suntem noi obișnuiți. Dar până la urmă să nu uităm că vânătoarea are loc cu ei. Și de foarte multe ori apelăm la acești vânători după ce mistreții, urșii ne atacă locuințele, ne rănesc un prieten, să fim serioși. Așa este și ca în foarte multe lucruri în viață, de fapt, cred că... Acuzăm înainte să căutăm... Da, și cred că echilibru și partea de mijloc, ce spuneați, nu, în momentul în care se duce spre exces, evident că nu este ok, dar lucrurile judecate și gândite și făcute cu echilibru, da, așa cum spuneați dumneavoastră, în momentul în care o anumită categorie de animale se mulțește prea mult și deja atentează la siguranța oamenilor sau la culturile agricole, probabil că acolo va trebui sau trebuie și sunt convins că specialiștii, cei în fond cinegetic și cei care se ocupă, știu asta și... Și vânătoarea, până la urmă, este un sport, la fel ca și pescuitul, și acești oameni au un inventar, deși ne e foarte greu să credem, marea majoritate a animalelor din păduri sunt contorizate la momentul ăsta, nu mai e o noutate, avem atâta tehnologie și digitalizare. Animalele mari, da. Animalele mari sunt, cred că da, toate sunt cipate. Exact. Și atunci, dragii mei, sunt foarte convinsă că nu se va face niciodată o distrugere în masă. Nu-l văd pe domnul Radu. Eu vreau să văd o poză după da. Ce... Informația care mi-a spus-o, încă mă gândesc de unde o aveți, este foarte, foarte... Am și noi secretele noastre acum, nu putem să dăm din casă. Știm că iubiți muntele, știm că iubiți ieșirile în natură, pentru că chiar dacă spațiul public nu în media acolo, eu mereu spun că suntem foarte sinceri pe Facebook, pentru că deși toată lumea spune că Facebook-ul nu reflectă realitatea, eu în continuare cred că cei mai mulți dintre noi suntem foarte sinceri acolo, rețelele de socializare, ne bucurăm împreună cu oamenii în momentele de bucurie, spunem la nervi ce nu avem curajul să spunem față în față unui om. Asta încercăm să le mai înfrânăm. Sau cel puțin eu încerc. Da, sunteți un om special asta. Și știu că iubiți ieșirile în natură. Rămânem totuși la Hunedoara. Astăzi sunteți tată și soț. Tată, că o să vedeți de ce imediat. Deci am rămas foarte surprinsă. Am văzut pozele. În ce an v-ați căsătorit? Ia uitați-vă, dragii mei. Studentă în anul întâi la Cluj.
student în anul 1 la Cluj, este fica mea, Daria, unicul meu copil, student în anul 1 la Cluj la calculatoare. Asta este o dezamăgire, dar o pot să-i pun ghilimele de rigoare, este o dezamăgire, fiindcă m-am luptat, chiar m-am luptat și n-am avut niciun aliat, am crezut că am aliat și de fapt erau aliații fiicei mele să o conving să facă medicină. Și aici m-au trădat toți, ca să spun așa, toți aliații mei de fapt m-au trădat, începând de la mama până la prieteni care sunt medici. Și o să vă și dau un exemplu, este un medic de excepție în Spitalul Hunedoara, doctorul Cătălin Vasiu. Eu îl apreciez enorm, atât ca om, ca și ca medic, din foarte multe motive. Și îl rugam pe Cătălin, înainte să facă fiica mea această alegere cu calculatoare, îl rugam, te rog, hai să o aducem pe la ATI, să inoculez cumva sentimentul pentru medicină, pentru cumva o vedeam ca un medic, ca medic ateist, sau un ateiu era una dintre specialitățile pe care eu, e adevărat, mi le-aș fi dorit pentru fiica mea. Și doctorul Vasiu, un medic și un om excepțional, în loc să fie aliatul meu, de fapt a fost aliatul fiicei mele, și spunea Dariei, n-ai rost să faci medicină, prea mulți ani de școală, fă ce simți, fă ce crezi, fă IT, e o meserie bine plătită. Și de fapt, în loc să o convingă, complotau pe la spate. Și a fost doar un exemplu. Și mama și foarte mulți. Și până la urmă m-am trezit singur într-o luptă în care eu îmi doream ca fiica mea să facă medicină și toți ceilalți, inclusiv ea, își dorea altceva. Am înțeles într-un final, am lăsat-o până la urmă și normal. De asta vă spun ghilimele. A fost, recunosc la început, dorea mult să facă medicină, dar alegerea ei a fost alta. Până la urmă face ce își dorește. Aici o vedem pe Daria sportivă. Mai aveam o poză de... la un moment dat. Rosi joacă handbal? A făcut foarte mulți ani de handbal într-o echipă la Hunedoara cu colegile ei. Cred că, sper să nu greșesc, nu poartă, cred că interdreapta a jucat. Mulți ani, foarte mulți ani. A făcut sport fără a avea pretenția să facă sport de performanță, dar mă bucur când le văd acum pe Daria și pe colegele ei, cel puțin din punct de vedere al sănătății, al constituției fizice, adică au meritat anii de sport, măcar pentru acest lucru, fără a face performanță din asta. Îl îmbunăm un pic pe domnul Radu Budaie, măcar pasiunea pentru sport o au împreună, pentru că și dumneavoastră iubiți sportul, iubiți fotbalul. Și acum o întrebare ingrată, deci sunt așa, să nu mă urâți, care e prima dragoste, Steaua sau Corvinu? Nu se poate. E cu certitudine, este Steaua București, prima dragoste. Și, dar aici am trăit o transformare pe care eu am rămas uimit de mine. Și momentul când am realizat transformarea a fost la meciul direct între Steaua și Corvinu. Acolo vroiam să ajung. Nu, ce pe ecran este meciul de anul acesta din campionat, în care Corvinu, am și fost acolo cu mulți de la Hunedoara, cu domnul primar, cu foarte mulți, am fost să susținem echipa noastră. Dar transformarea și în care mi-am dat seama de sentimentele mele a fost o chestie așa interioară și atunci am realizat de fapt, eu stelist de mic, de la Sevilla. Acum câțiva ani a venit Steaua și a jucat în cupă la Hunedoara. Și dacă vă amintiți meciul acela pe ploaie de la 3-0 pentru Steaua, băieții noștri au recuperat și au ajuns la 3-3. O ploaie torențială în care n-a plecat nimeni din stadion la 3-0 și atunci m-am surprins sărind în sus la golurile Corvinului și mă gândeam, stai că tu ești stelist. N-a mai contat, mi-am dat seama, nu mai sunt stelist. Sau sunt stelist în subsidiar, sunt corvinist 100%. Eu dau lacrimile. Nu știu ce fac băieții ăștia de la Corvinu, că vă cuceresc pe zi ce trece. Nu știu cum a reușit Maxim și Bogdan să unească... Aici Max și Bogdan sunt artizanii din punct de vedere al fenomenului în sine, al fenomenul Corvinu în sine, în schimb, artizanul adevărat este primarul Dan Bobouțanu. Și e păcat să nu, adică e păcat să nu, exact. Deci nu avea,
s-o spunem pe cea dreaptă, omul ăsta a câștigat primăria și nu avea nevoie de fotbal. Doar că a făcut echipa asta din pasiune. Din pasiune pentru fotbal, pentru Corvinu, timp, resurse financiare implicate și este exact și exclusiv proiectul lui. Și dacă Hunedoara și Corvinu Hunedoara este acum unde este și se creează întreagă emulație și vedeți ce se întâmplă, că se bat orașele din jur să meargă echipa noastră să joace pe stadioanele lor și este emulație la nivel județean cel puțin și o echipă iubită, este merit exclusiv al primarului care a crezut în proiectul ăsta și în proiectul ăsta și l-a dus până la un nivel în care se vorbește în toată România sportivă despre Corvinu Hunedoara. Și este încă o componentă a mândriei locale. De asta vă spuneam, noi la Hunedoara avem așa o... Sunt oameni minunați acolo, acasă la Hunedoara. Știți cum e material așa curat. Oamenii de la Hunedoara fac lucrurile cu pasiune. Mai sunt zone în țară și în județ unde lucrurile se fac cu pasiune. Nu o să luăm niciodată cezarului ce e al cezarului. Am vrut să-l las pe domnul Radu Budaie să dea din sufletul domniei sale ce e al cezarului. Ceea ce un om între oameni, așa cum eu îi spun domnului primar de la Hunedoara, acest om care a cucerit fiecare, nu știu, am impresia că a dus din 2016 o luptă cu fiecare centimetru din municipiul. Așa este, și fiecare domeniu. Deci, acest om parcă te apuci de un proiect și de foarte multe ori la începutul carierei și voci care au spus s-a implicat în prea multe și nu se le ducă la bun sfârșit. Știți, unul dintre cuvintele, eu îi spun domnului primar, în glumă, dar de fapt e serios, unul dintre cuvintele pe care îl definesc se numește workaholic. I-am spus-o tot timpul. Este, nu știu, este dependent de muncă. Să-i dea Dumnezeu sănătate, eu asta mă rog, noi am mai spus-o, eu mai spun și acești oameni să poată să se și bucure de acel stadion de care va beneficia Hunedoara și nu doar Hunedoara, că va beneficia întreg județul și va fi faceți, un pas către... Faceți un exercițiu de imaginație, un stadion ultramodern cu săl de conferință, așa cum este proiectat și... cum se va realiza cu toate întârzierile vis-a-vis de proceduri. Ajungem iarăși la procedurile greoaie și oricine poate să conteste, exact, să prelungească un termen, exact, dar clar se va face, fiindcă finanțarea există. Imaginați-vă doar un stadion ultramodern și cochet la Hunedoara, în care pe lângă echipă, pe lângă casa Corvinului Hunedoara, unde se va juca meciurile de fotbal, vor fi spectacole, vor putea fi conferințe acolo, vor putea fi aduși artiști internaționali care să concerteze. Luați exemplu Cluj Arena, adică pot fi pe acel stadion se pot desfășura evenimente începând de la muzică, tot felul de activități până la sport și... Turnee de muzică, nu le dau numele, acele festivale de muzică ușoară, electronică, care aduc turiști, care aduc bani. Sigur. Până la urmă toate astea se vor întâmpla la Hunedoara și eu sunt convinsă de asta, pentru că așa cum am văzut, echipa, eu am zis Max și Apostul, pentru că și înainte am spus Radu Budaie, ei s-au strâns lângă un om. Acest om minunat, care e domnul primar Dalmu Bouțanu, e echipa domniei sale. Interesant e că acest om a găsit încrederea să meargă mai departe și să-și aleagă echipa și cumva v-a oferit acea încredere. Aici o să mai discutăm și o să fie probabil un serial de emisiuni, pentru că e un 2024 cu oameni și despre oameni care vor fi aleși și e un an electoral care va fi foarte, foarte deosebit. Mai avem 3 minute de emisiune, eu pot doar atât să spun bzzz. Ce înseamnă asta? Cred că vă referiți la o altă, nu i-a spune pasiune, i-a spune un mod de a-ți petrece timpul liber, cumva să te eliberezi de problemele cotidiene. Cred că vă referiți la apicultură, dacă puneți poze. Cum găsiți timp? Eu de la începutul emisiunii, eu nu înțeleg încă.
Cum găsiți timp pentru fiecare lucru? Să știți că nu am atât de mult timp. De exemplu, apicultura am descoperit-o de la niște prieteni și mi-a plăcut liniștea pe care ți-o oferă și organizarea unui stup de albine. Poți să vezi foarte multe, adică e ceva special. Doar că timp dedicat aceste activități nu prea am și norocul meu este că am prieteni mulți și buni care mă ajută. Eu mă duc mai mult așa în vizită sau secvențial pe la stupi, pe la albine, mă mai duc când e cazul, dar am mulți prieteni care mă ajută cu activitatea asta. Dragii mei, ne luăm la revedere de la domnul Radu Budaie. Foarte multe mesaje, vă salut. Nu le-am dat citire pentru că am vrut să lăsăm să vorbească despre toate pasiunile. N-am vorbit despre toate pasiunile și va fi foarte greu. Dar mai facem o emisiune, nu se știe niciodată. Poate îl mai aducem așa la o oră matinală alături de noi aici la Dale Dimineții. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru emisiune, prezența în emisiune, dar eu vă mulțumesc că faceți ceva pentru această societate și că reușiți să mișcați acele rotițe care alții încearcă să le blocheze. Încercăm să facem, știți, care, și nu-i mult spus, credința mea, cât timp suntem în anumite poziții, fă cât de mult poți bine acolo. Fă cât de mult când ești în o poziție, dacă poți să faci bine, fă-o. Aici ne luăm la revedere, dragii mei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Mâine dimineață, tot aici, tot la Dale Dimineții, cu Aida Busuioc. Va fi o emisiune ușoară, de weekend, să începem cu veselie și vă e bună. Până mâine dimineață, eu pot doar să vă rog de această dată să le luăm exemplu de la acești oameni care aduc tribut comunităților de unde vin. Încercați măcar să treceți dincolo de a judeca pe cineva și să luăm din ei ce e mai bun. Pa, pa, pa.